Noul model Dacia Duster 3, pe care francezii îl vor prezenta oficial, cel mai probabil, la finele acestei luni, este pe cale să intre în producție la fabrica din Mioveni. Mihai Bordeanu, director general Automobile Dacia, a declarat că producția de serie va debuta în următoarele săptămâni. Deocamdată, data prezentării oficiale a noului Duster nu a fost anunțată, însă toate datele arată că aceasta ar putea fi prezentată pe 29 noiembrie. Mihai Bordeanu a spus că au loc pregătiri intense și pentru lansarea producției noului Bigster. Acesta va fi lansat în anul 2025. Noua Dacia Duster 2024 nu va semăna foarte tare cu ceea ce știam până acum despre Duster, modelul beneficiind de un nou look actualizat. În primul rând, mașina, ce are ca punct de plecare Dacia Bigster Concept, va utiliza noua platformă tehnică a Renault. Platforma a fost necesară pentru a răspunde noilor standarde privind poluarea și a celor de siguranță. Fără noua platformă, Dacia n-ar mai fi putut să vândă mașinile sale pe piața europeană. La capitolul motorizare, noua generație va avea la dispoziție motoare pe benzină, GPL și hibride. În ceea ce privește benzina, vom avea în primul rând un motor de 130 de cai putere, iar o versiune ceva mai ecologică va fi motorul TC de 150 cai putere cu tehnologie hibridă. În esență, pentru a face față concurenței, noul model Dacia Duster 3 va trebui să vină cu tehnologii de generația 4. Noul model Dacia Duster 3 va avea un preț de pornire mult mai mare decât actualul Duster. În condițiile în care Duster 2 costă de la 17.900 de euro, înseamnă că Duster 3 va costa peste 18.000 de euro, apropiindu-se de prețurile Opel Mokka sau Seat Ateca, care costă 21.000, 21.500 euro. Vicepreședintele brandului Xavier Martinet a declarat anterior că Dacia Duster va fi mai scumpă decât generația actuală, precizând însă faptul că noul model va trebui să-și păstreze distanța pe care marca și-a autoimpus-o față de competiție. Noul Duster ar trebui să fie mai scump decât actualul model. Problema care se pune este cu cât mai scump, dar asta vom afla mai târziu, anul acesta sau anul viitor, a subliniat șeful marketingului și operațiunilor Dacia, precizând că Duster va rămâne cu cel mai bun raport calitate-preț din segmentul său. În segmentul B, concurenții mai mici precum Skoda Kamiq sau Suzuki Vitara au prețuri puțin peste 19.000 de euro, iar concurenții cu dimensiuni apropiate de Duster, cum sunt Opel Mokka sau Seat Ateca, au prețuri standard de 21.000 de euro. Avem produse noi anul viitor, vom avea noul Duster, iar poziționarea noului Duster va fi una cheie. Este un produs major pentru noi, a declarat oficialul Dacia. Rămâne de văzut câte din aceste informații vor fi confirmate cu ocazia lansării oficiale de la finele lui noiembrie. Cert este că, pentru Dacia, noul model va reprezenta un salt semnificativ de calitate și atractivitate. Puțină lume știe că prima fabrică de autovehicule a fost fondată la Arad în 1908. De-a lungul timpului, numeroși ingineri români s-au făcut cunoscuți pentru invențiile și prototipurile lor. Aurel Perșu a intrat în istorie la începutul anilor 1920. A creat un automobil revoluționar cu forma aerodinamică a picăturii de apă în cădere, prevetându-și invenția în Germania la 19 septembrie 1924. Aurel Perșu s-a gândit că picătura de apă în cădere opune rezistența mică la înaintare și a încercat să facă un automobil după picătura de apă. Factorul cel mai important în construcția unui automobil este rezistența aerului. Forma aerodinamică însă cere neapărat ca motorul să fie pus la spate, unde este mult mai îngustă mașina. Deci forma este alungită, o formă de picătură de apă, o formă cu partea cu volum mai mare este la partea anterioară. Și nu s-a înșelat. Coeficientul aerodinamic rivalizează cu automobilele de astăzi. Automobilul inginerului român a fost dotat cu frâne pe saboți și avea o capacitate cilindrică de 1400 de centimetri cubi. A fost supus unor probe de anduranță parcurgând peste 100.000 de kilometri cu viteză maximă de 80 de kilometri pe oră. Transformarea aceasta cerea o modificare radicală a șasiului și anume apropierea roților din spate. Era posibilă și eliminarea diferențialului și în același timp am căutat să studiez stabilitatea în curbă unui asemenea automobil. Și rezultatele au fost foarte bune.
Mașina inventatorului român putea lua viraje strânse la viteza de 60 de km pe oră. Cu acest automobil, Perso a circulat peste 120.000 de kilometri. Automobilul a fost donat Muzeului Național Tehnic Dimitrie Leonida în 1969 și este în stare de funcționare și în prezent. Gheorghe Gal a fost campion de motociclism în anii 30, iar în 1950 a intrat în istorie construit un microautomobil cu trei roți, dotat cu un motor Java de 250 de centimetri cub, 12 cai putere și un consum de 4,3 litri la 100 de kilometri. Automobilul Gal avea o lungime de 2,60 m, două locuri, direcția pe roțile din față, schimbătorul de viteze pe volan. Putea atinge o viteză de până la 75 de km pe oră. Câteva exemplare din prototipul lui Gheorghe Gal, care circulau în anii 1950 pe străzile din București, s-au păstrat până în ziua de astăzi. Unul dintre automobilele cele mai exotice ale anilor 50 s-a numit De Carasso Simplon și a fost realizat în uzinele de la Reșița. Avea o caroserie monobloc din rășină poliesterică armată cu fibră de sticlă, montată pe o infrastructură echipată cu motor Renault. Carasso Simplon era confecționat manual și impresiona prin tapiseria din piele ecologică și prin ornamentele sale exterioare unicat. Unul dintre mari inventatori români a fost Justin Capră. Printre inovațiile sale s-au numărat automobilul Virgilius cu două roți, echipat cu un motor de avion de 105 cai putere. Vehiculul avea o greutate de 250 de kg și putea atinge 300 de km pe oră. Justin Capră a realizat și cea mai mică mașină din lume, Soleta F, care consuma 0,5 litri la 100 de kilometri. Accesul se făcea printr-o ușă asemănătoare cu Lamborghini, da? Observați dumneavoastră. A construit numeroase de prototipuri de mașini nepoluante și motorete electrice. Capră a realizat 72 de prototipuri de autoturisme, cu consum infim, 2 litri de benzină pentru un drum între București și Iași, cu o viteză medie de 70 de km pe oră. 7 aparate de zbor neconvenționale, pe care le-a testat personal, și 15 motoare neconvenționale. Din toate acestea, doar o invenție, automobilul fără caroserie cu efect pelicular, și-a găsit oarecare aplicație. Deci, indiferent câte aparate am descoperit, nu vom ajunge la probleme, pentru că, așa cum spune Hristos, sănătatea, și cum spune Zamosis înaintea lui Hristos, pleacă de la suflet. Cea mai elegantă mașină autohtonă a anilor 40 a fost însă Malaxa. Automobilele create în uzinele celebrului industriaș Nicolae Malaxa erau echipate cu motoare cu 3 cilindri în stea, aveau 30 de cai putere, 6 locuri și atingeau o viteză de 120 de km pe oră, consumul de benzină fiind de 10 litri la 100 de kilometri. Între 1945 și 1947, uzinele Malax au produs 2000 de automobile, iar majoritatea a fost vândută la export. Ulterior, potrivit unor istorici, sovietici au decis să mute linia de asamblare de la Reșița în Uniunea Sovietică, după ce un oficial de la Moscova a fost transportat cu un automobil Malaxa și a rămas impresionat de performanțele acesteia. Aproape 10.000 de muncitori și 100 de ingineri își găsesc aici utilizare și posibilități de creație. În largele birouri ale pavilionului administrativ sunt elaborate și desăvârșite în cele mai mici amănunte studiile și proiectele, care apoi se transmit uzinii spre fabricație. Producția mașinii a avut loc la fabrica din Reșița, acolo unde se produseseră acele tancuri compacte sau șenilete pe timp de război. Denumit Malaxa 1C, automobilul oferea un nivel înalt de confort și putea transporta până la 6 persoane. Caroseria avea o formă aerodinamică foarte elegantă, cu portbagajul în partea din față, sub capotă, unde s-a aflat și roata de rezervă. Prinderea caroseriei pe șasiu se făcea prin tampoane de cauciuc. Malaxa 1C avea un motor cu 3 cilindri în stea, cu răcire forțată cu aer, motor capabil să dezvolte o putere totală de 30 de cai și o viteză maximă de 120 de km la oră.
La fel cum făcuse Tatra cu modelele sale și Volkswagen cu cufferul inspirat de la Tatra, soluția constructivă era una cu totul în spate, motorul formând un tot cu diferențialul și cutia de viteze. Greutatea motorului era de 80 de kg, împreună cu diferențialul și cutia de viteze, ajungându-se la o greutate totală de 150 de kg. În atelierul de arcuri, foile sunt cărite în mașini speciale și apoi verificate cu precisiune. Pentru a asigura răcirea motorului între plafon și acoperiș, era lăsat un spațiu pentru canalizarea aerului necesar. Aerul era captat din față de deasupra parbrizului și era canalizat prin acoperișuri cu pereți dubli cu ajutorul unui ventilator care îl absorbea dirijând o parte peste cilindri, iar restul la carburator. Aparent, consumul de combustibil se ridica la cifra de 10 litri pentru 100 de kilometri. Uzinele Malaxa își propuseseră să producă undeva la un nivel de 800 de automobile pe an, un target incredibil pentru acele vremuri, având în vedere condițiile economice grele de la finalul războiului. Astfel că, din păcate, planurile de producție au rămas pe hârtie. Și roadele muncii stau trează mărturie a energiei creatoare românești încrezătoare în viitor. Uzina a produs în jur de 200 de exemplare, asta pentru că între timp puterea de la București s-a schimbat, iar sovieticii au pus mâna pe economia românească. Naționalizarea forțată a industriei românești a dus la închiderea fabricii Malaxa, care a fost dezmembrată și transportată în Uniunea Sovietică, cu tot cu planurile, documentația și soluțiile tehnice. Legenda spune că un oficial din URSS, generalul Brejnev, ar fi fost transportat în Sofia cu Malaxa 1C în acei ani și că ar fi fost atât de impresionat încât anume el a devenit factorul care a grăbit și determinat mutarea uzinei la Podgorie, în Urali, cu ideea ca Malaxa 1C să ajungă să fie produs acolo. N-a ajuns firește pentru că doar să naționalizezi o fabrică și să-ți preiei utilajele și schițele nu e suficient, mai trebuie și ingineri pricepuți și entuziasmați de acest proiect. Tocmai această mutare a fabricii însă aștepți practic toate informațiile documentare din arhivele românești, chiar azi nu mai pare să fi supraviețuit niciun exemplar de Malaxa 1C, singurele amintiri vizuale fiind câteva fotografii. Construcția unui automobil românesc avea să aibă loc abia peste 20 de ani. În 20 august 1968, pe poarta uzinei de la Colibaș, a ieșit Dacia 1100, un model inspirat din Renault 8, o berlină cu tracțiune și motor pe spate, ce avea să fie produsă ulterior integral în România. Start în proba de inteligență tehnică și creație. Pe șoselele țării a demarat triumfal, cu un an mai devreme decât se prevedea, primul autoturism românesc. Mașina a devenit instant un adevărat succes de vânzări, pentru că a dat posibilitatea oricărui român să cumpere o mașină de familie, relativ ieftină și ușor de condus.